lângă noi părintele Bogdan Ionel Piștea. Ați asistat și dumneavoastră la o expoziție mai mult decât inedită. Desigur, cunoașteți foarte bine tablourile, fotografiile care s-au prezentat aici, pentru că sunteți soțul doamnei care este autoarea acestei expoziții. O expoziție complexă, o expoziție care exprimă foarte, foarte multe lucruri și tocmai de aceea, fiind soțul dânsei, Alinei, să ne spuneți din postura dumneavoastră de partener, pentru că știți mai multe lucruri încă din casă, de când lucrează la aceste opere, putem spune. Da, în primul rând vreau să o felicit pe soția mea pentru că și-a expus lucrările și munca pe care a depus-o pentru a expune aceste tablouri în Biblioteca Municipală din Onești. Sigur că nu cred că o să fiu eu cel mai în măsură de a lăuda lucrările soției mele. Că nu este... Puteți, în schimb, să ne spuneți cât de greu a fost, pentru că e foarte multă muncă aici. Muncă de zi și de noapte. Eu nu știu dacă am fost alături de ea, dar nu am putut să o ajut decât cu moral, pentru că talent la desen, sincer să fiu, nu mi l-am descoperit până acum, probabil, sau cred că nu l-am. De multe ori spun că o întreb, cum poți tu să realizezi asemenea lucrări? Eu nu pot să trag o linie dreaptă fără un ajutor. Da, dar cred că Dumnezeu a pus frumosul în toată creația sa și artistul vizual, dacă știe să expună frumosul, ajută la salvarea lumii, așa cum spunea și un autor rus. Frumosul va salva lumea, cred. Și sunt convins de acest lucru. Ați regăsit în aceste tablouri, pentru că la prima impresie, și cred că acest lucru îl puteți confirma și dumneavoastră, există o amprentă a feminității, al sensibilității. Regăsiți anumite stări ale sufletului partenerei dumneavoastră de viață în această expoziție? Sigur, doamna Luminița Pătrățeanu avea mare dreptate când spunea că generozitatea îi caracterizează sufletul și de multe ori vedem oameni necăjiți pe stradă, poate, care sunt mai sărăcuți și care nu au ce le trebuie. Și întotdeauna o impresionează acești oameni și încercăm cât putem, mai mult încearcă și ea să-i ajute în acest sens. Și generozitatea cred că și-a pus amprenta în lucrările ei. Generozitatea, bunătatea, și tot ce o caracterizează sufletește. Eu spun o realitate, acum nu-mi laud soția sau decât exprim realitatea. Aveți profesia, dumneavoastră sunteți preot, dânsa este educator, formează copiii, dumneavoastră consolidați trăirile spirituale ale enoreașilor, deci lucrați cu oamenii. Este important să fii în mijlocul oamenilor când faci artă, când creezi. Sigur că întrebarea asta trebuia să o pun artistei, dar dumneavoastră vă confesați unul cu altul. Ce credeți, că e bine, e un lucru pozitiv acest aspect? Sunt trei meserii care nu au ieșire la pensie, cum s-ar spune. Profesorul sau învățătorul, preotul și medicul. Acești trei nu ies la pensie niciodată, nu își termină activitatea într-un anumit punct. Ei au continuitate în activitatea lor. Și cred că și artistul vizual, pentru că pictează, sau pictorul pictează până în ultimele secunde ale vieții, probabil, și mulți artiști au făcut asta. Este important să fii în mijlocul naturii atunci când pictezi sau în mijlocul oamenilor. Ce sfat totuși i-ați da? Întotdeauna există cineva pe lângă artist care, sigur, artistul poate accepta o anumită idee. Am întâlnit situații de expoziții în care chiar copiii le spuneau părinților, uite, tabloul ăsta nu-mi place. Dumneavoastră ați avut o asemenea discuție asupra unui subiect, ați necăjit-o, cum s-a spus, eu aș vedea așa un tablou. Chiar este un tablou aici care am întrebat-o, n-ar fi mai bine fără anumite două detalii din
de pe față, de pe chipul tabloului, personajului din tablou, și a spus că nu. Acele detalii, chiar, acele detalii sunt chiar expresivitatea tabloului și nu poate să le scoată. Nu știu dacă sunt în măsură să-i spun. Poate chiar nu-i bine, nu? Sau cum? Poate chiar nu este bine, nu știu. Și expune ceea ce simte și asta este important. Atât timp cât expune frumosul, pentru mine este foarte important acest lucru. Iată, Alina a reușit să creeze, să ne adune pe toți cei prezenți aici la Biblioteca Radu Rosetti din Onești, având o independență artistică, putem spune, extraordinară, având o imaginație deosebită și bucurându-ne până la urmă ochii și simțurile cu această expoziție deosebită. Părinte, vă felicit și vă mulțumim că sprijiniți și că sunteți alături de soția dumneavoastră în acest demers mai mult decât cultural. Mulțumim și Doamne ajută!